spuneați că Miloș Crista avea o vorbă. Aradul nu este un oraș al palatelor, este un oraș al ansamblelor. A fost în apăsare la emisiune și dacă puteți să ne spuneți și noastră câteva cuvinte, pentru că la fel ca și Mihai Tohaci, domnul Budalujan, sunteți un om care sunteți un mare felosit de oraș. La fel ca și Mihai Tohaci, la fel ca și Miloș Crista, nu știu cum ne-am cunoscut, nu știu cum ne-am apropiat, dar apropierea noastră totdeauna se solda cu niște plimbări. Uneori nu mă puteam ține de el, că era de o vitalitate nemaipomenită. Avea un corp de balerin, de sportiv, cu niște o structură vânjoasă, dar fără proeminență, care mi-a arătat și își menținea, avea un cult pentru forma lui fizică. Era omul care înota în Mureș deseori că timpul era favorabil. Eu i-am perpetuat și această idee și am adus-o ca să gândirea lui a fost o dragoste pentru Arad și ca să spuse el că noi nu avem palatele pe care le are Timișoara sau altul, dar ce el a spus este orașul ansamblurilor arhitecturale. Și avea dreptate și mi-a arătat ce înseamnă să privești orașul ca un întrevăstut de oraș, privind de Horia, din dreptul bibliotecii județene către Palatul Cultural, ce mi-a explicat că o asemenea imagine nu o găsești decât în orașele mari și avea dreptate. Noi am avut doar contribuția de a urmări această imagine, dar nu găsim un loc unde să fotografiez, sunt niște scârpe acolo. Bine că nu a apucat să facă. Și al doilea lucru care l-am repetat cu misiunile mele și cu care încerc să răbordim și pe voi și pe cei care mă ascultă, rețineți, de la el am această expresie sau această propoziție. Voi nici nu știți ce oraș frumos aveți. Și această expresie o folosesc în misiunile mele pentru a convinge pe fiecare că tradiția de a fi arădean este specială și am înțeles ce înseamnă să citești orașul de la Miloș. Îmi permiteți să vă completez? Bun. Această propoziție are și o urmare. Voi nici nu știți ce frumos oraș aveți. Este suficient cu privirea în sus, da? Așa spuneți dumneavoastră. Asta este formula completă. Uitați-vă în sus, vă vedeți că unele, el mi-a explicat și ghinionul unor clădiri fastoase. Palatul Bocuș n-are spațiu să-l admiri și trebuie să-ți iei biletul ca să te uiți, să înveze pe cinătatea lui, trebuie să vezi la teatru. Sunt clădiri pe față de care am stat și le-am memorat când e și Palatul Cultural. Aveam un cult pentru trecutul arhitecților Aradului și de multe ori povesteam ce s-ar fi întâmplat dacă nu era. Și noroc că au fost și au făcut din orașul acesta unul dintre cele mai complexe și mai frumoase și mai speciale orașe din câte am cunoscut eu. Aradul pentru mine reprezintă, asta nu am moștenit de la el, asta am moștenit de la părinții mei, un ideal și un cui. Este căldură, este frumusețe, este educație, este cultură, tot trebuie din Aradul acesta pentru mine. Și îi mulțumesc că în viața mea, lui, și norocul pe care l-am avut să-l cunosc și de la care am primit căldură explicație, dar nu o explicație
de ghid turistic, o explicație de suflet. Am fost și la el în apartament, unde și-a desfăcut, la nivelul a sus, și-a desfăcut schițele și mi-a arătat ce vrea și cum vrea el. Nu știu dacă se amplasa catedrala unde este amplasat acum, în piața Palatului CFR, dacă el ar fi fost întrebat. Să fie dacă știe acolo unde este sus, dar asta este. Ne-am gândit și noi și alte lucruri care se înghesuie să fie în centru, nu e atât. Era un om cu o viziune excepțională. Și mai era și parte să vorbească, mi-am descoperit o părticică din suflet și v-am spus despre el suficient pentru ca să vă dați seama că este un om fără egal